Ahmed Sola, Noa Grapini, președintele Parlamentului European, care a cerut în plenul Parlamentului statelor europene să ia în considerare rapid să trimită avioane de luptă în Ucraina. Da, doamna președintă a Parlamentului European, sigur, și-a exprimat un punct de vedere. Vreau să vorbesc foarte clar și mi-asum ce spun. Nu l-a luat de la nimeni. Să fie foarte clar, dacă așa se înțelege democrația, noi nu am avut înainte o rezoluție și nu am avut nici măcar invitația legată de venirea domnului Zelenski. Ne-a anunțat cu 12 ore înainte că vom avea o întâlnire informală fără să ne spună cu cine ne întâlnim. Deci, eu vă spun sincer, sunt dezamăgită de modul democratic în care se conduce și îmi spun adeseori acest punct de vedere, nu numai acum că este acest conflict, și în alte situații, din nefericire, ni se dă lecții de democrație, dar câteodată acolo se iau decizii fără a consulta Parlamentul. Până la urmă trebuia consultat Parlamentul dacă reprezintă Parlamentul. Dacă e poziția Comisiei Europeană, președinta Comisiei face o ședință cu Colegiul Comisarilor. Dacă este a Consiliului, Consiliul se întâlnește și ia o decizie în unanimitate, pentru că aici este o decizie politică. Dar eu nu cunosc, să zic, detalii și nici nu sunt specialistă în armament și nu sunt militar. Ce pot să spun însă că noi ne aflăm acum cu două catastrofe, pentru că a apărut cealaltă naturală, este asta provocată. Eu cred că cu atât mai mult acum trebuie să se găsească o soluție de pace, pentru că mor în continuare oameni și acolo, mor acum și din cauza cutremurului. Observați, nu vorbește nimeni despre vreo pace. Da, da, Toată lumea este concentrată în a furniza armamentul Ucrainei. Asta a fost critica mea de la început, când a pornit războiul, pentru că atunci s-a greșit și evident că acum este foarte greu să se găsească o soluție de pace. Dar atunci, din punctul meu de vedere, cred că nimeni, nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite, nici ONU, nimeni n-a făcut vreun pas spre a găsi o Există o reacție dată de ambasada Rusiei la Londra.